Hai să vă spun cum i-a descris părintele Arsenie iadu. Și atunci aici le-am spus pătăche. Face părintele Arsenie odată la maicea toate. Mă, ce credeți voi? Că avea și umor când vorbea. Ce credeți voi, mă, ce este iadul? Bă, parcă avea umor ca și la copii când le spui povești. Credeți că ard acolo în rășină, în pucioasă? Nu! Ard în patimile și în pasiunile lor. Capul meu, cum o fi aia patim și pasiune? Dar cum o fi? Dar cum? Eu gândeam, iubițelor, și face dânsul. Știți cum, mă? Nu răspunde la rând. Hai să descriem o patimă. Să analizăm o patimă. Zice, care e foarte de actualitate. Și uitați-vă voi la bețâv. Bețâvul, până în viață, aleargă până găsește paharul. Își dă cămașa după el, își dă pita de la prunci. Și băgăsă paharul și-o potoli pofta. Azi așa, mâine așa, o viață așa. Vine moarte și gata, ajunge dincolo. Acolo nu mai are cum să păcătuiască, că-i duh, e spirit. N-am înțeles până și nimic eu. Dar face așa cu mâinile, pofta aceea, aveții, focul, setea aceea, veșnic crește, focul dânsul. Dați dumneavoastră seama? Deci un păcat, dacă avem, l-am practicat pe pământ, dincolo înseamnă că veșnic crește, e groaznic. Și face dânsul în continuare desfrânatul până în viață, se tăvălește în mocir la păcatului, azi așa, mâine așa, viața așa, îl prinde moarte, ajunge acolo, nu mai poate că-i du, n-are cum. Dar pofta veșnic crește și face dânsul. Acestea sunt patimi ale trupului, dar mereu ale sufletului. Răutatea. Răutatea e suma tuturor fără de legilor. Egoismul rădăcina tuturor fără de legilor și mândria pom. Deci, dintre acestea, dacă cu una te prinde moartea neispășită, nepocăită, dincolo veșnic crește. Și a spus cu altă ocazie, nu există stare pe loc. Ori urcăm spre Dumnezeu, ori coborâm spre ea. Și face după cine ne descrie, acesta e iadul, mă! Și iadul și raiul îl începem de aici. Viața de dincolo, matematic, este o continuitate ceea ce am făcut aici cât am trăit. Ne descrie raiul, dar îl descrie așa de frumos, spune, parcă spune la copii povești de ale de seară și zâmbind face, ce credeți voi, mă, că-i raiul, bă? Raiul, că eram și tinere unele, este acesta. Dacă aici cât ai trăit, ai avut bunătate. Bunătatea veșnic crește, ai avut milă, mila veșnic crește, ai iubit pe Dumnezeu și pe oameni, iubirea veșnic crește, acesta e raiul, bă, văzurați face către